Amy Ainsworth este mama a două gemene de 5 ani, a căror apariție împreună în fotografii e surprinzătoare și fascinantă totodată. Cum altfel ar putea fi alăturarea dintre un păr șaten cărlionțat care lasă să se vadă printre bucle niște ochi mari și verzi și un păr negru și drept care împarte armonios culoarea boabelor de cafea cu ochii celei de-a doua gemene. Când nu are grijă de fetițele ei, Amy fotografiază, scrie sau susține prezentări publice, dar subiectul ei principal nu este legat nici de secretele fotografiei, nici de arta scrisului. Amy vorbește despre cum arată și cum decurge viața unei persoane care suferă de epilepsie, depresie și tulburare obsesiv-compulsivă, adică viața ei. Există multe forme de epilepsie. A mea este prefrontală sau temporală și necontrolată. Aceasta înseamnă că există multe lucruri care nu sunt posibile pentru mine, cum ar fi condusul, iar crizele mele sunt necontrolate. Amy nu are frustrări. Nu are polițe de plătit celor care nu au știut sau nu au vrut să se poarte frumos cu ea. E liberă să vorbească despre sine și simte că merită, prin povestea ei, să facă mai vizibilă viața invizibilă a persoanelor care suferă de una sau mai multe afecțiuni neurologice și psihice. Cu acest scop în minte, Amy clasifică și descrie cu luciditate pătrunzătoare atât nevoile sale și implicit pe ale celor care se confruntă asemenea ei cu diverse suferințe mentale, cât și reacțiile sau atitudinile inadecvate ale oamenilor care i-au ajuns în preajmă în diferite momente ale vieții. Sunt patru mari categorii de situații, spune Amy, cu care o persoană care are o suferință mentală se întâlnește de-a lungul vieții. Prima, schimbarea de atitudine. A doua, identitatea definită de dizabilitate. A treia, fixația pe vindecare. Și a patra, insulta. Schimbarea de atitudine. Schimbările de atitudine ale celor care intră în contact cu o persoană cu dizabilități se încadrează în patru mari tipare, spune Amy. Unii oameni devin prea drăguți când realizează că se află în compania unei persoane cu o dizabilitate, iar acest tip de reacție îi transmite celei din urmă că nu este privită ca un om normal, așa cum și-ar dori. Alții presupun că persoana cu o anume dizabilitate este implicit mai puțin inteligentă și încep să se poarte ca atare. O a treia schimbare de atitudine vine din partea celor care fac eforturi nenaturale de a include pe cei cu dizabilități, fie din compătimire, fie dintr-un simț al responsabilității morale. La polul opus există și categoria celor care îi exclud pe cei cu dizabilități, pentru că îi consideră incapabili de integrare în diverse activități, fără să se gândească măcar să-i întrebe dacă vor să se implice. Asemenea, decizii unilaterale de excludere îi întăresc persoanei cu dizabilități percepția asupra vieții în termenii limitărilor și îi răpesc posibilitatea alegerii și autodeterminării. Identitatea definită de dizabilitate Persoanele cu dizabilități tânjesc să le fie recunoscută identitatea, unică prin complexitatea ei, în loc să fie priviți exclusiv prin prisma dizabilității lor speră să le fie observate trăsăturile de caracter, talentele, abilitățile, voința, gusturile, pasiunile și ambițiile. Dizabilitatea e doar o parte din viața lor și nu vor ca aceasta să primească o atenție disproporționată. Provocarea mea este să mă uit la ceea ce pot face. Să nu trăiesc prin limitare. Este adevărat, poate că nu sunt în stare să conduc o mașină, dar asta nu mă oprește să ajung acolo unde trebuie să merg. Nu, nu pot face lucrurile în mod spontan, dar am învățat să fac planuri detaliate în cazul în care ceva se schimbă, fie în bine, fie în rău. Nu, nu pot lucra într-un mediu de birou normal, dar nu înseamnă că nu lucrez. Nu, nu pot să obțin o diplomă universitară, dar pot și învăț în continuare. Am învățat să găsesc modalități de a ocoli problemele. Am învățat să mă adaptez. Și da, cred în Dumnezeu. La fel ca și tine. Fixația pe vindecare Amy pledează împotriva acelui tip de luptă pentru vindecare, care acaparează toate energiile și devine obsesie. Toți suntem imperfecți, spune ea, având în minte nu resemnarea în fața afecțiunii, ci acceptarea și trăirea unei vieți împlinite în condițiile date. Lupta obsesivă pentru a deveni normal este doar o povară suplimentară pentru o persoană cu dizabilități. Viața poate fi trăită pe deplin și fericit, chiar dacă o suferință cronică face parte din ea. Aceasta este convingerea cu care merită să ne apropiem de subiectul dizabilităților. Din această perspectivă, eforturile bine intenționate ale celor care cred că simpatia se manifestă cel mai bine prin perpetua căutarea unei soluții, se dovedesc, în fond, superficiale. Când îi vorbești cuiva despre vindecare, despre refacere, îi transmiți cu perseverență că este stricat. Amy nu se vede stricată. Există loc pentru grija autentică a celor din jur, adaugă ea. Dar aceasta trebuie ținută departe de tendința de a concentra comunicarea pe situația anormală a persoanei cu dizabilități și pe căutarea de soluții. Dincolo de o soluție pentru vindecare, o persoană cu suferințe neurologice sau mentale are nevoie de relații interpersonale normale. Insulta Dintre toate cele patru categorii de situații, aceasta este cea mai dificil de gestionat. O persoană cu nevoi speciale trebuie de timpuriu să învețe să facă față jignirilor intenționate și hărțuielilor. Dincolo de acestea, puțin realizează cât de des este jignită accidental sau involuntar o persoană cu dizabilități. De aceea, Amy sfătuiește pe cei dornici să evite jignirile indirecte sau accidentale, să renunțe la întrebările simpliste pe care o persoană care suferă de depresie le-a auzit probabil 2000 de ori. Ai consultat un psihiatru? Nu e binevenită nici preocuparea excesiv spirituală sau didactică a celor care caută să verifice dacă nu cumva există un păcat sau o lipsă de credință, de voință sau de disciplină care împiedică vindecarea. Toate bisericile se confruntă cu cel mai răspândit flagel al secolului: suferința mentală. Iar pericolul abordărilor nocive și blamabile poate fi diminuat doar prin planificare și acțiuni strategice îndreptate nu doar spre persoanele afectate de suferința mentală, ci și spre familiile și prietenii lor, precum și spre educarea întregii comunități de credincioși. O asemenea abordare integratoare trebuie să urmărească anumite principii esențiale. Depresia, ucigașul de suflete, Aproape 50% dintre adulți prezintă o boală mentală la un moment dat în viața lor. Mai mult de jumătate dintre aceștia prezintă simptome moderate până la severe. De fapt, 4 dintre cele 10 cauze principale ale dizabilității în rândul persoanelor cu vârstă de peste 5 ani sunt tulburări de sănătate mentală, depresia fiind principala cauza tuturor bolilor care provoacă dizabilitate. La nivel global, aproximativ 300 de milioane de oameni sunt afectați de depresie. Femeile sunt afectate mai mult decât bărbații. Tulburarea afectivă bipolară afectează aproximativ 60 de milioane de oameni. Schizofrenia este o tulburare mentală severă care afectează aproximativ 23 de milioane de oameni din întreaga lume, în timp ce aproximativ 50 de milioane de oameni au demență. Comunitatea asertivă. Cercetările au arătat că un sprijin social puternic poate îmbunătăți semnificativ recuperarea în cazul bolilor psihice. Iar biserica, în care modelul trupului lui Hristos este înțeles și trăit, în care toți credincioșii sunt mădulare unii altora, poate și trebuie să devină o sursă de sprijin autentic și eficient pentru persoanele cu afecțiuni psihice. O biserică are nevoie mai întâi să-și informeze și să-și educe credincioșii pentru a înțelege natura și complexitatea bolilor mintale, dar și pentru a elimina miturile urbane legate de acestea. Într-o planificare strategică, Biserica poate invita specialiști pentru a-i familiariza pe credincioși cu factorii protectori împotriva bolilor mintale, managementul stresului și al adversivităților, dezvoltarea adaptabilității, dezvoltarea autonomiei individuale. Stimularea cognitivă continuă. Rolul exercițiului fizic în cazul afecțiunilor mentale. Dezvoltarea sentimentelor de securitate, autocontrolul, parentingul înțelept, interacțiunea pozitivă părinte-copil și atașamentul securizant. Abilități de rezolvare a problemelor, comportamentul prosocial, cultivarea respectului de sine, dobândirea abilităților sociale și a abilităților de gestionare a conflictului dezvoltarea socioemoțională, formele eficiente ale susținerii sociale din partea familiei și prietenilor în cazul persoanelor cu afecțiuni mentale. Încurajările profunde și cuvintele înțelepte ale multor membri ai bisericii sale au fost un combustibil cu care Amy mărturisește că și-a alimentat călătoria îndrăsneață de până acum. Timpul Petrecut de pastorii bisericii în preajma ei, a fost pentru Amy o monedă convertibilă în încredere, iar consilierea spirituală din partea acestora, precum și prudența înțeleaptă cu care au știut să-i recomande specialiști de profil, au constituit acea formă de îndrumare înțeleaptă, de pe urma căreia Amy mărturisește că a avut mult de câștigat. Foarte importante pentru Amy au fost deschiderea celor cu care și-a discutat îndoielile și frământările și disponibilitatea celor care au acceptat să-i răspundă la întrebări grele despre Dumnezeu și implicarea sa în viața persoanelor cu dizabilități. Ocaziile de acest fel, presărate de-a lungul anilor, au contribuit la experiența spirituală solidă și la maturitatea cu care astăzi Amy își analizează în prezent viața și perspectivele. La biserică, în programul grupei de exploratori, în grupa de tineri, în diverse alte grupe mici, în grupele de rugăciune, nimeni nu este exclus. În majoritatea anilor adolescenței și tinereții mele, am fost o victimă a bullying peste tot, cu excepția bisericii. Activitățile dedicate tinerilor bisericii, care i-au permis să călătorească în locuri în care altfel nu ar fi ajuns, șansa de a cânta într-un cor, Ocazia de a deveni partea unui grup de mimă sau de a fi lider de tineret, ori al echipei responsabile cu închinarea prin cântare publică, au ajutat-o pe Amy să-și învingă fobiile, lipsa de încredere, îndoielile cu privire la sine, nesiguranțele și îngrijorarea cu privire la eșec. Deși introvertită din fire, Amy consideră că Biserica este cea care a ajutat-o să devină astăzi vorbitor public. Persoanele cu afecțiuni mentale nu reprezintă o vulnerabilitate a comunității și un factor de stres, ci frații cărora Dumnezeu dorește să le ofere o viață împlinită. Cu asemenea perspectivă, Biserica va înțelege că abordarea eficientă a acestei probleme ar trebui să urmărească abilitatea persoanelor cu afecțiuni mentale de a prelua controlul asupra proprii veți cu încrederea de plină în Dumnezeu, încurajarea folosirii tratamentelor, care îmbunătățesc abilitățile de autoajutorare, educarea și susținerea familiilor pentru o îngrijire eficientă, precum și asigurarea ori de câte ori este posibil a unor mecanisme formale de sprijin. Aceasta este misiunea Bisericii lui Hristos pentru cei cu suferințe psihice, una capabilă să identifice resurse care altfel ar rămâne ascunse și să creeze relații care altfel ar rămâne inactive. Salutare! Sunt Deborah Cojocaru și te invit să ne urmărești în fiecare luni și joi pentru perspective distincte și repere într-o lume permanent în schimbare. Găsești acest articol, dar și multe altele, pe semnele semneletimpului.ro De asemenea, te invit să urmărești activitatea Amicus atât la nivel național, cât și a filialei din centrul tău universitar, pe Facebook și Instagram. Iar până la următorul articol, Tendem să trăiești o viață plină de sens. Pe curând!